Tradiția merge mai departe la Târgoviște și în ceea ce privește Târgul Meșterilor Populari. Parcul Mitropoliei a prins culoare prin obiectele tradiționale realizate manual de către meșterii populari din întreaga țară. De la an la an apar meșteri noi, apar lucruri noi și acest lucru nu ne poate decât bucura și să-i... Pe această cale chiar aș vrea să invităm târgoviștenii să vină, să viziteze această zonă în Parcul Mitropoliei, pentru că, spun eu, este o zonă frumoasă, este o zonă verde și în afară de acest lucru putem admira ceea ce au adus meșterii veniți aici. Tot ceea ce este prezentat aici nu reprezintă nimic altceva decât legătura, liantul cel mai direct pe care prezentul îl are cu tradițiile populare românești, cu trecutul. Consider că fără contribuția lor, prezentul ar fi fost mult mai sărac, iar noi nu am fi văzut, de fapt, o mică parte din istoria noastră. Târgul Meșterilor Populari prezintă și câteva noutăți față de anii anteriori. Anul acesta avem organizată prima tabără de caricatură în orașul în municipiul Târgoviște, cu doi caricaturiști de seamă, în persoana domnului Marian Avramescu și a domnului Nicolae Ioniță. Copiii care vor fi învățați ca să facă aceste caricaturi sunt de la liceul Bălașa Doamna. Da? Avem un număr de 20 de copii care sunt prezenți astăzi, iar în data de 6 septembrie va fi și o expoziție de caricaturi. Avem din județul Harghita probabil unul din singurii prelucrători de os și de coarne de bovine. Le transformă în obiecte utilitare și în bijuterii. Anul acesta avem cumva niște standuri în premieră. Le-am numit noi artizanat urban. Născute doamne, domnișoare născute la oraș au reușit să aducă pe materiale noi și pe croiuri noi câteva din cusături tradiționale. Pentru că moda vremurilor trecute revine în atenția doamnelor și domnișoarelor din societatea contemporană, iile populare sunt modernizate pentru a fi purtate în zilele obișnuite. Am încercat să le stilizăm, să le adaptăm pentru a fi purtate zi de zi și tocmai de aceea sunt căutate de tineret. Și am rămas plăcut surprinsă, tineretul e chiar interesat să vină la cursuri să învețe să coasă și să-și facă singur o ie. Centrul de interes al Târgului Meșterilor Populari a fost reprezentat de mustărie. Veniți de la Buzău, comercianții prepară mustul chiar în fața cetățenilor, asigurându-i de faptul că acesta este natural 100%. Târgoviștenii au făcut coadă pentru a cumpăra must cu care îi pot îndulci pe cei dragi. Se vede, este natural, 100%, se vede exact despre ce este vorba, ce facem, calitatea strugurilor, bineînțeles, uitați, și dulce, sau copt, sau băcut, bun. Așteptăm pe toată lumea la mine. Tocmai de aceea îl preparați chiar aici, să vadă toată lumea exact cât este de natural, da? Exact, totul se întâmplă live în fața clienților.